Mersi mult, Tudor, salut tuturor! După ce ați acordat 10 minute lui Costin, e greu să cred că am șansa să ne acordați toți și mie, mai ales că când am participat și la hackathon, nu prea ascultam pe ăștia care vorbesc, ca să fiu sincer, așa că nu mă supăr dacă nu m-a ascultat, dar cred că am câteva lucruri relevante să vă zic din perspectiva cuiva care a reușit să continue un proiect pe care l-a început, de fapt, la unul care a început cu un hackathon. Ce am învățat este că pentru concursurile astea contează destul de mult echipa și am învățat chestia asta de hard way, pentru că noi participăm la hackathon-e de 4 ani. Am început cu Innovation Labs, unde am fost dezastru, și am mers pe la o clasă de hackathon și am pierdut foarte multe dintre ele. Nu înțelegeam ce nu merge, de ce nu ne bagă nimeni în seamă. Ca în timp să depinde tot felul de chestii, nu prea făceam nimic de ce a zis Costin mai devreme, adică făceam inversul. În timp am deprins cam cum merg lucrurile și am înțeles ce trebuie să facem. Și asta ne-a ajutat și să ne formăm ca echipă. Echipa noastră, 4 computer scientists, ne-a dat seama că ne place să facem chestia asta cu startup-urile și făceam dacă un fail primul an de la Hacking Health, când am venit aici, am fost cam trecați și nu n-ai și nimic. Anul trecut am reușit să câștigăm cu un produs care era inovativ, dar avea și un potențial real în piață. Era de interes și asta vă sugeram vouă. Prezentarea, pe lângă faptul că, cum a zis Costin, să o faceți cât mai funny posibil sau cât mai interesantă posibil ca să fiți remarcați, încercați să puneți bine, în lumină și partea de business, șansa ca produsul vostru să fie aplicat într-o bună zi în piață. Pentru că, până la urmă, concursul se reduce și la ideea asta. Premiul pe care îl primiți, ok, o să fie un premiu de bani, dar mult mai important e networking-ul pe care îl oferă cei de la Jansel. Noi, după ce am reușit să câștigăm anul trecut, am beneficiat de minunatul lor sprijin în toate chestiile pe care le-am făcut. Dacă am avut nevoie de introducere undeva, au venit să ne ajute. Dacă am avut nevoie de un sfat cu ceva, au venit să ne ajute și update-urile pe care le țineam, pe care le deam constant și tipele pe care le puneam înapoi, ne-a ajutat să ne conturăm mai bine drumul. Așa că, ca și încheiere, sfatul meu e ăsta. Faceți toate chestiile pe care le-a zis Costin, dar țineți minte și partea de business atunci când prezentați și încercați să arătați că produsul vostru are un adevărat potențial de piață, pentru că de multe ori se va reduce la exact la problema asta. Mulțumesc foarte mult!